Dragoș Lucian petrece pe pârtie anul nou. Împătimit al sportului, senatorul Băcăuan va fi la munte, la schi, împreună cu familia la sfârșitul acestui an și la începutul lui 2014. Pe Revelion voi fi la schi, de obicei petreceam inclusiv Revelionul pe pârtia de schi. Voi sta, probabil voi ciocni un pahar de șampanie și voi sta împreună cu familia. Anul 2013 a fost unul nu tocmai ușor pentru senatorul Dragoș Lucian. În activitatea noastră, mea parlamentară, un punct slab ar fi, cred că, un pic acomodarea. Este la început, este destul de greu să te acomodezi, trebuie să dai prioritate celor cu o vechime în activitatea parlamentară. M-am obișnuit, am încercat să-mi realizez contactele necesare atât la nivelul Parlamentului cât și la nivelul Guvernului și mi-aș dori ca de acum încolo implicarea mea să fie totală în activitatea parlamentară. De la 2014, senatorul Băcăuan dorește să fie unul echilibrat în ceea ce privește capitolul cheltuieli legate de organizarea celor două scrutinuri electorale și unul foarte generos în ceea ce privește atragerea noilor fonduri europene disponibile pe bugetul 2014-2020. 2014 va fi un an efervescent din punct de vedere politic, va fi un an plin de evenimente, având în vedere că vor fi două scrutinuri electorale. Cred că și sper din tot sufletul ca și bugetul național să fie unul echilibrat, pentru că știți prea bine că evenimentele politice presupun și cheltuieli mai mari bugetare. Sper din tot sufletul că anul acesta, având în vedere că este începutul unei noi sesiuni financiare pe fonduri europene 2014-2020, să atragem deja o parte din fonduri pe fondurile structurale din nou exercițiu financiar, să sperăm că va crește în continuare rata de absorbție pe vechea sesiune financiară. Pentru Băcăuani, urările parlamentarului sunt cât se poate de realiste și punctuale. Sper să fie un an din ce în ce mai bun, se văd multe lucruri frumoase făcute de administrația locală, s-au inaugurat obiective importante. Sper că în 2014 cel mai important obiectiv la care primarul Romeo Stavarache și întreaga administrație locală au lucrat în decursul anilor să fie finalizat și vorbesc de spitalul municipal.